Ministerul Fondurilor Europene a lansat pe 15 mai 2020 apelul de proiecte Consolidarea capacității sistemului medical public de gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID-19, aferent axei prioritare 9, obiectivul specific 9.1, cu o alocare de 350 de milioane de euro. Este vorba despre un apel de proiecte necompetitiv pe sistemul primul venit, primul servit, deschis în perioada 15 mai-30 septembrie 2020. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 10 milioane de euro. În prezent, toate cele 6 spitale COVID din județ sunt interesate de acest apel de proiecte. Spitalul Județean de Urgență a transmis o listă cu echipamente și aparatură medicală în valoare de 5,39 milioane de lei. Spitalul de Pediatrie Pitești, o listă de 3,75 milioane de lei. Spitalul Municipal Câmpul Lung, 75 de milioane de lei. Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpul Lung, 114.000 lei, Spitalul de Pneumoftiziologie Valea Iașului, 2,6 milioane lei și Spitalul Orășenesc Mioveni, 3,6 milioane lei. Din finanțarea europeană a avut o linie de susținere a acestui COVID și s-au depus deja solicitări pentru a recupera acești bani cheltuiți și a-i reda spitalului pe cei care am reușit. Deci i-am transferat de la Holcim, de la primărie, ca dâns și atunci când vor depune aceste solicitări și cât de repede, probabil că mâine sau cel târziu, pe mine vom avea o ședință de Consiliu extraordinară, să aprobăm aceste depuneri de cereri de finanțare pe fondurile europene, care înseamnă se vor da toți banii cheltuiți începând cu 1 februarie și până la 30 decembrie. Anul acesta și ce se vor cheltui în continuare, vorbim de materiale de întreținere, vorbim de măști, vorbim de mănuși, vorbim de toate celelalte care sunt necesare. Sperăm să obținem atât spitalul de pneumo, cât și spitalul municipal să-și recupereze toți acești bani din fonduri europene care sunt alocate la nivelul național. Prin programul POIM, Consolidarea capacității sistemului medical public de gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID-19, pot fi achiziționate ventilatoare mecanice, injectomate, infuzomate sau paturi suplimentare și alte infrastructură de terapie intensivă suplimentară față de cea existentă, recoltoare, teste, extracție și diagnostic SARS-CoV-2, biocide, substanțe pentru decontaminare, combinezoane, viziere de protecție, mănuși de unică folosință, măști de protecție și izolete. Potrivit reprezentanților instituției prefectului, toate cele 6 unități sanitare din județ sunt eligibile și își pot primi banii de la Uniunea Europeană dacă întocmesc documentația solicitată.